În timpul sezonului rece, piața forței de muncă a avut de suferit. Rata șomajului a continuat să crească din cauza disponibilizărilor înregistrate în domenii în care activitatea nu se poate desfășura în timpul iernii. Concomitent, oferta de locuri de muncă s-a redus considerabil. În prezent, 16.000 de persoane se află în evidențele AJOFM, însă cele mai multe sunt beneficiare ale venitului minim garantat. Va trebui ca să vă dau datele aferente lunii februarie, pentru că statistica o facem la finele fiecărei luni. La finele lunii februarie, rata șomajului în județul Buzău a fost de 8,46%, cu un număr de aproape 16.000 de persoane aflate într-o formă de evidență și plată. Vreau să fac o mică precizare în această sumă de aproape 16.000. Șomeri indemnizați sunt aproape 4.000 de persoane, iar aproape 12.000 de persoane sunt beneficiarii venitului minim garantat, legii 416. Sperăm că odată cu venirea primăverii, numărul de locuri de muncă vacante ofertate de angajatori să fie din ce în ce mai numeroase. Reprezentanții AJOFM spun că oferta de locuri de muncă va crește odată cu încălzirea vremii, când angajatorii din domenii precum construcțiile sau agricultura vor avea nevoie de personal. Inclusiv societățile comerciale din industrie au început să caute persoane calificate pentru a onora comenzile din acest an. O parte din mari angajatori au finalizat în februarie și martie portofoliu de comenzi și contracte pentru anul 2013 sau pentru anul în curs și vor prelua o parte din forța de muncă, dovadă că apar în oferta de locuri de muncă și meserii specifice industriei prelucrătoare. E vorba de sudori, e vorba de prelucrători prin așchiere, este vorba de frezori și așa mai departe. În sprijinul șomerilor vine și AJOFM, care va organiza luna viitoare prima bursă a locurilor de muncă din acest an. La evenimentul, care va avea loc pe 19 aprilie, sunt așteptați toți buzoienii aflați în căutarea unui loc de muncă. În perioada următoare, reprezentanții AJOFM vor contacta principalii angajatori din județ pentru a invita să participe. Prima este bursa generală pe 19 aprilie. Este o măsură activă care pune față în față angajatorii cu forța de muncă ce dorește să fie angajată. Sperăm ca numărul de locuri de muncă să fie un număr de locuri de muncă generos, suficient pentru cei aproape 16.000 de cetățeni din Buzău care sunt în căutarea unui loc de muncă. În prezent, pe listele AJOFM Buzău sunt disponibile 87 de locuri de muncă.